Dragă familia fratelui Cornel, iubiți frați și surori, întristați ascultători, slăviți să fie Domnul! Rostind acum slăviți să fie Domnul, mi-aduc aminte cu duioșie și cu nostalgie de modul în care fratele Cornel te întâmpina întotdeauna cu acest slăviți să fie Domnul. Avea întotdeauna un entuziasm tineresc și o bucurie pentru că rostea această slăvire a Domnului. Salutul acesta luase Domnului nu numai cu buzele, ci cu toată ființa lui. Acest entuziasm tineresc al fratelui Cornel era prezent în tot ceea ce făcea. Așa l-am cunoscut. Așa ne-a rămas în inim și în minte. Și priveam în cameră acum fotografiile lui care l-arătau mai tânăr, mai tânăr decât l-am cunoscut eu, fizic, dar am avut mereu simțământul că această tinerețe l-a însoțit permanent. Acum el slăvește pe Domnul într-un chip negreit mai înalt decât o putem noi face pe pământ. Pentru că acum au dispărut toate umbrele. Până aici a fost lupta și efortul și alergarea și suferința, iar acum a început odihna. Și ce frumos spune o cântare de la mormântare. Acum am odihnit și am aflat ușurare multă că m-am mutat din stricăciune și m-am dus la viață. Doamne, slavă ție! Vedeți? Cântarea este la persoana întâi. Un om care adorme în Hristos spune, Doamne, slavă ție, cu toată ființa, ca unul care s-a mutat din stricăciune și s-a dus la viață. Această viață a cunoscut-o fratele Cornel din copilărie. El mărturisea că dacă la 15 ani fusese îndemnat să meargă pe căile lumii, la 16 ani a fost prima adunare în casa sa și atunci când au fost chemați la Hristos, la legământ, el a fost primul. Și după el și prietenii lui cu care mersese înainte la joc. Un grup de tineri s-au înscris în oastea Domnului atunci și au făcut legământ. Avea atunci, repet, 16 ani. Iată, de atunci, de la 16 ani sunt, până la plecarea lui la Domnul, sunt peste 70 de ani. Ce frumos stagiu în oastea lui Hristos! Câte bucurii a avut fratele Cornel! De care mărturisea întotdeauna cu o inimă foarte deschisă și curată și desigur suferințe. Suferințe care unora le s-au părut foarte mari și cei 4 ani de închisoare, sigur, contează foarte mult cu tot ce a însemnat acești ani de închisoare pentru dânsul personal și pentru familia lui. Dar a ieșit de acolo cu aceeași îndrăzneală și cu aceeași bucurie. Și suferința și amenințările după aceea nu l-au putut opri să-și facă mai departe lucrarea căreia se păgăduise din copilărie, repet, și pe care a dus-o atât cât l-au ținut puterile.
mărturisindu-L pe Hristos. Într-o vreme când foarte mulți oameni se temeau să-L mărturisească, mărturisind despre dragostea lui Hristos și că Hristos este totul. Cine n-a descoperit acest lucru nu știe de ce trăiește. Sunt foarte mulți oameni care mor fără să fi înțeles rostul existenței lor pe pământ. Pentru că dacă nu l-ai cunoscut pe Hristos în mod concret, prin chemarea și ascultarea chemării Lui și prin urmarea poruncilor Lui, nu ți-ai înțeles viața. Vedem atâția oameni dezabuzați care trăiesc și mor fără să fie înțeles ceva din taina existenței lor. Auzi de oameni care se sinucid, oameni care se tem să înfrunte suferința și team chiar ieri de cineva că placă este grav bolnav și s-a sinucis. Zici la amenințarea morții să răspunzi cu moarte, să grăbești moarte. Vă dați seama ce aberație. Ori creștinul, când privește pe Hristos și crucea Lui, știe că suferința este înălțare. În Evanghelia de la Ioan, înălțarea Domnului pe cruce este ceea ce spune, înălțare. Dar când va fi înălțat Fiul Omului, spune Mântuitorul, se referă la cruce, atunci veți cunoaște că Eu sunt Cel ce sunt, adică Eu sunt Domnul Slavei. Și tot așa creștinul, când este înălțat pe crucea suferinței, se înalță împreună cu Hristos și își descoperă adevărata Lui ființă. O, câți oameni își îngroapă sub noianul amăgirilor și al păcatelor adevărata lor ființă și coboară din rău în mai rău, din patimă în patimă și ajung ca să fie numai trup. Săraci oameni, vezi oameni în vârstă pe care îi stăpânește patima într-un fel sau altul și nu se pot lăsa de ea, pentru că au ajuns să fie numai trup. Se spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu, înainte de potop, privind creatura sa, pe oamenii decăzuți din rău în mai rău, nu i-a mai recunoscut. Au văzut că sunt numai trup. Dumnezeu nu și-a mai regăsit în ei suplarea de viață pe care le-o suplase în față la creație. Ei, așa se întâmplă cu oamenii care nu cunosc pe Hristos. Cel care îl cunoaște pe Hristos merge din bucurie în bucurie și din slavă în slavă. Și suferințele și neputințele trupești nu pot umbri slava și măreția pe care Domnul o revarsă în viața lor. Câte ar fi să spunem acum despre fratele Cornel, despre modul în care îi întâmpina pe frați, despre viața lui în casa lui, în familia lui, cu cei cu care se întâlnea în viața de toate zilele, despre mărturisirile sale în adunări, despre modul în care știa să-i întâmpine pe frați în adunări, la întâlnire și la despărțire, toate acestea au rămas înscrise în ființele multora și toate acestea au contat pentru regăsirea multora în Duhul lui Hristos și pentru progresul lor duhovnicesc. Acum vine odihna, acum a fost ușurarea. O, poate, privind în afară, par grei cei 6 ani de suferință care au marcat ultima perioadă a vieții fratelui Cornel. Dar ce rost are și această suferință? Spune Sfântul Ioan Casian că Dumnezeu pe ai săi iubește așa de mult încât le dă suferință ca orice pată ar fi în viața lor să fie curățită, ca ei prin suferință să poată trece dincolo
într-o curăție și o puritate, o înălțare extraordinare. Sfânta Scriptură ne spune acest cuvânt că nimic întinat și necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Să nu credem că noi putem merge așa cum suntem în împărăția lui Dumnezeu cu păcatele noastre. Ca să putem merge acolo trebuie să le curățim, să le lepădăm. Și în dragostea lui pentru noi Dumnezeu ne dăruiește acest timp de încercare ca noi să ne împuținăm tot mai mult, să ne lepădăm toată zgura și toată povara păcatului și să trecem acolo de plin fericiți. Să știți că cuvântul acesta fericiți apare de multe ori în Scriptură și reprezintă chiar un fel de gen literar, un gen literar minor al fericirilor. Ei, de multe ori însă acest cuvânt fericiți este folosit pentru cei care trăiesc și mor în Domnul. De cele mai multe ori. Am cântat puțin înainte fericirile. În fruntea lor de 9 ori apare cuvântul fericiți. Fericiți. I-a spune vreodată în cele 9 fericiri că e fericit cel care are bogăție multă sau care e viteaz sau are știu eu ce puteri trupești sau puteri sociale sau politice? Ia gândiți-vă, aceasta e calea fericirii. Cei smeriți, cei ce plâng pentru păcatele lor și pentru căderile altora, cei plânzi, cei însetați, plămâni și însetați dreptate, cei milostivi, cei curați cu inima, făcătorii de pace, cei prigoniți pentru dreptate. Și toți ucenicii, ultima fericire, se adresează la persoana a doua, fericiți sunteți voi. Se referă la cei care, pentru Domnul, supăr, sunt batjocoriți. Sunt lepădați. Așa a fost și fratele Cornel. El a împlinit toată scara celor 9 fericiri. Până la ultima, care este treapta cea mai înaltă. Harul de a suferi pentru Hristos, pentru numele Său. În Sfânta Scriptură spuneam că apare de multe ori cuvântul acesta fericiți în legătură cu cei care pleacă la Domnul, cum a plecat fratele Cornel. Iată la Apocalipse, capitolul 14, versetul 13, spune vizionarul Sfântul Ioan, zice, și am auzit un glas din cer zicând, de Dumnezeu, de cel care zice, scrie, fericiți cei morți, cei ce acum mor în Domnul. În Sfânta Scriptură se face distinție între cei care mor în Domnul sau în Hristos și ceilalți. Sfântul Apostol Pavel nici se ocupă de ceilalți. În apostolul pe care l-am auzit de la 1 Tesaloniceni, spune cei morți într-un Hristos, cei adormiți într-un Hristos, vor învia întâi. Pe aceea noi cei vii, tot în Hristos, vom fi reuniți cu ei. Nu vom lua înaintea celor adormiți. Deși ala nu e vorba. Cei morți în Hristos, oamenii se împart, oamenii își aleg din viața aceasta după cum trăiesc dacă mor în Hristos sau în afară de Hristos. E cumplit să mor în afară de Hristos. E cumplit să mor rob al credinței tale, al patimilor tale, al călușiilor tale, mergând din rău în mai rău. O, de ne-am trezit la pocăință, la care fratele Cornel a chemat pe oameni toată viața. Povestea mai înainte părintele Iosif, cum l-a cunoscut pe fratele Cornel, la schitul Piatra Scrisă, era mulțime multe, era ramul, oamenii erau, se îmbulzeau acolo, era loc și fratele Cornel, înainte de a începe slujba, predica pe drum acolo, între oameni, mărturisind pe Hristos. Și când a venit părintele Protopop, l-a lăudat, așa, frate Cornel, așa trebuie să facem.
să-L mărturisim pe Hristos. Oare câți l-ați auzit pe fratele Cornel? Cei care stați în jurul lui aici aproape, cei din familia lui, oare toți l-ați auzit sau mai sunteți care nu l-ați auzit? Oare mai sunteți care încă sunteți robi ai patimilor și care vă gândiți cu groază la moarte? Se ferească Dumnezeu. Ne gândim cu bucurie la întâlnirea cu Hristos. Iar că, ce spune glasul din cer? Fericiți sunt cei care mor acântru Domnul. Da, grește Duhul, Duhul Sfânt. Odihnească-se de ostenirile lor, căci faptele lor vin cu ei. Faptele lor vin cu ei. Să ne gândim la faptele noastre. Faptele întru Hristos. Un om credincios săvârșește lucruri mari, nu prin puterea lui, ci prin harul lui Hristos. A lui este slava. Și aș mai citi încă un cuvânt tot din Apocalipsă, un alt fericit. De la capitolul 19, versetul 9. Din nou, o poruncă din cer. Și mi-a zis, scrie, fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Noi începem participarea la cina nunții mielului de aici, de pe pământ. Cei care am avut parte din vierea cea din tâi, de care am auzit în Evanghelie. Spune Mântuitorul, adevărat, adevărat, spun vouă, vine ceasul și acum este, astăzi. Ceasul când cei care aud cuvântul lui Hristos și îl ascultă, intră în harul lui Hristos. Aceasta e învierea cea din tâi de care vorbește Apocalipsa. Vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Versetul 25 din capitolul 5 de la Ioan. Dacă mergi puțin mai încolo, în versetul 29 spune despre altă înviere. Vine ceasul când toți cei din morminte, nu numai unii care vor auzi, toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Deci o înviere a unora, nu toți, vine ceasul când morții vor auzi glasul lui Dumnezeu și unii din ei care vor auzi vor învia. Dar vine ceasul judecății de obște când buni și răi vor ieși din morminte, dar vor ieși unii spre viața veșnică și alții spre osânda veșnică. Fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Cei care au înviat la auzirea cuvântului Hristos mereu și mereu anticipează această cină esatologică prin participarea la cina cuvântului lui Hristos, la cina poruncilor lui Hristos, a faptelor lui, a suferințelor lui și la cina euharistică, la cina trupului și a sângelui lui Hristos. Noi deja pregustăm prin toate acestea, pregustăm cina minunată a împărăției. Dar iată, pentru fratele Cornel a venit ceasul acesta al cinei împărăției. Fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Și mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Nu sunt vorbe goale. O, cât se îndoapă oamenii astăzi cu vorbe goale. Cât sunt amăgiți și înșelați cu vorbe care duc la moarte. Și nu iau aminte oamenii la adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu care răsună, iată, peste generații, peste viacuri, ca să ne spună acest adevăr că suntem chemați la Hristos și la cina nunții celei veșnice. Desigur, sunt taine. Omul este o taină. Chiar dacă cei mulți care nu cunosc pe Hristos își reneagă această taină și se reduc la trup numai. Dar omul este o taină. Când vezi trupul mort, lipsit de viață,
Oare cum poți vorbi despre viață? Oare ce se va întâmpla? Și oamenii cu mintea îngustă spun, păi totul e aici. Ori nu e totul aici. Pentru că ființa noastră adevărată este mult mai presus decât atât. Noi suntem făcuți pentru viață. Noi suntem creați pentru viața veșnică. Aici este numai pregătire. Și cât de stăruitor trebuie să fim în această pregătire. Cum vine viața din trupul mort? E o taină. Și în cântarea, și într-o cântare de la mormântare, o întrebând despre taina aceasta pe Maica Domnului. Spune-mi, cum izvorăști lapte din pieptul tău, fecioară? Cum rănești pe rănitorul făpturii? Precum știe cel ce a izvorât apă din piatră, pâraie de apă poporului celui însetat, precum este scris. Deci noi întrebăm pe Maica Domnului despre taina ei, dar de fapt o întrebăm despre taina noastră. Cum fecioara naște și alăptează fiu? Și cum rănește ea pe rănitorul păpturii? Și ea ne răspunde că este o taină și o lucrare a lui Dumnezeu, precum știe cel ce a izvorât apă din piatră. Ne întrebăm, cum se va ridica viața din moarte? Cum, având în față un trup mort, putem vorbi despre viață? Și Maica Domnului ne răspunde că aceasta este o lucrare a celui care, așa cum a izvorât apă din piatră, va izvorâ viață pentru noi în veci. Mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Cornel și pentru tot ce a însemnat el pentru foarte mulți. Poate că unii dintre cei care sunteți aici, chiar dacă ați trăit aproape fizic de fratele Cornel, mă refer la vecini sau știu eu, la concetățeni, poate nu știți cât de mult a fost iubit fratele Cornel, câți l-au cunoscut, câți l-au prețuit și cât se roagă astăzi pentru el. Noi la Sibiu ne-am rugat și la liturghia de ieri și sigur și la astăzi și în continuare ne vom ruga pentru dânsul, așa cum se cuvine să o facem în taina Sfintei Liturghii. Dar mai presus de toate, fratele Cornel a fost și rămâne iubitul Domnului Hristos, cel pe care l-a îmbrățișat Hristos în bucuria slavei sale acum. Și noi rămânem aici fericindu-l și bucurându-ne de bucuria pe care el o trăiește acum și pe care ne-o împărtășește duhovnicește tuturor. Bunul Dumnezeu să ierte orice greșeală pe care a săvârșit-o cu știință sau cu neștiință și pe noi să ne învrednicească, să-i urmăm credința și să ne bucurăm de fericirea pe care Domnul i-o dăruiește în împărăția sa în veci. Amin.